Salutare națiune și bine venit la un clip. Vorbim despre 10 aspecte pozitive ale lui Huawei Watch GT 2. Dețin ceasul de 2 săptămâni și jumătate, timp suficient pentru a descoperi lucruri care îmi displac și îndeosebi pentru a descoperi lucruri care îmi plac și îmi plac chiar foarte mult. Astăzi vorbim despre 10 aspecte pozitive. N-am descoperit decât 5 aspecte negative, conforme cu stilul meu de utilizare și cu preferințele mele în materie de consumator a unor produse de acest tip. Drept urmare, hai să începem și să începem cu primul, și anume design, calitatea construcției și un lucru foarte important și pe care îl apreciez foarte mult, greutatea acestui ceas. Pentru că ceasul ăsta nici nu-l simți că l-ai pe mână, sincer să fiu. Asta comparativ cu Samsung Galaxy Watch, vechiul meu ceas, care era mult, mult mai greu și diferența aia de greutate o resimțeai din plin, ăla fiind și mult mai baban, însă Huawei Watch GT 2 vine cu o construcție total diferită, mult, mult redus ca și dimensiuni, mult redus ca și greutate. Și doi la mână, lucru foarte important, niște materiale de foarte bună calitate de asemenea. Eu am aici varianta Huawei Watch GT 2 Classic, cea cu curea de piele, și sunt foarte impresionat, printre altele, de această curea de piele. După 2 săptămâni și jumătate de utilizare, uitați-vă și voi cum arată, nici măcar m-am închisit să curăț ceasul sau să curăț această curea înainte de a începe filmarea. Pur și simplu, așa arată după 2 săptămâni și jumătate de utilizare. Pentru că am văzut foarte mulți cetățeni în mediul online spunând că asta nu este piele, că ar fi orice altceva. Nu, este piele. Este cât se poate de piele chiar. Însă, designul ceasului este absolut superb. Îmi place foarte mult ceea ce au făcut cei de la Huawei cu această a doua generație și sunt extrem de plăcut impresionat, mai mult aștept cu foarte mare interes să văd Huawei Watch GT 3 cu ce va veni pe piață, atât din punct de vedere al designului, cât și din punct de vedere al calității construcției și al materialelor folosite. Greutatea 42 de grame, dacă nu mă înșală memoria, are acest Huawei Watch GT 2, ceea ce îl face de nesimțit la nivelul încheieturii mâinii. Este un ceas cu care poți să dormi foarte, foarte liniștit, fără să-ți obosească mâna în timpul somnului, așa cum am văzut că se plâng foarte mulți de altfel, că lor le obosește mânuța foarte sensibilă dacă poartă un ceas pe încheietură. N-am avut niciodată probleme de genul ăsta, nici cu ceasurile celor de la Samsung, care sunt mult mai solide din punct de vedere constructiv, dar și din punct de vedere al greutății. Iar dacă îți cumperi un astfel de accesoriu inteligent, așa cum fac eu, ți-l cumperi pentru funcțiile pe care le are, iar una dintre acele funcții pentru mine este monitorizarea somnului. Ori, din câte știu eu, lumea doarme noaptea, drept urmare, dacă vrei să-ți monitorizezi calitatea somnului, trebuie să porți ceasul la mână. Iar pentru mine, ăsta este insesizabil. Foarte frumos designul, foarte frumoasă construcția, foarte bune materialele, nici cea mai mică problemă după 2 săptămâni și jumătate de utilizare, drept urmare, primul aspect pozitiv, dacă vreți, al lui Huawei Watch GT 2. Al doilea aspect pozitiv este evident acest display de 1,39 inch cu rezoluție 454x454 de pixeli, un display de tip AMOLED foarte luminos în lumina directă a soarelui. Dacă nu mă înșel, s-ar putea, dar nu mai știu sigur, s-ar putea că ăsta să fie cel mai luminos display pus pe un smartwatch. Nu știu exact cum stă Galaxy Watch 3 în momentul de față, dar țin minte că ăsta ajungea până la 1000 de niți, dacă nu mă înșel, ceea ce este oricum foarte, foarte bine din punctul ăsta de vedere. Însă îmi place foarte mult că au eliminat marginea aia prezentă pe prima generație de Watch GT și acum nu avem parte decât de sticlă dintr-o parte în cealaltă. Lucru care face foarte ușor și foarte frumos de utilizat acest ceas, mai ales în momentul în care dai swipe, de exemplu, și pleci de pe marginea ceasului. Drept este, eu mi-am montat o folie, deci la mine mai agață un pic marginea, dar pentru cei care nu folosesc folii, experiența este una absolut fluidă și deopotrivă calitativă.
foarte fain display-ul, foarte mare, îmi plac ceasurile cu cadran mare. Sincer să fiu, mi-aș dori ca Huawei Watch GT 3 să vină cu un ecran și mai mare decât are Watch GT 2. De ce nu? Poate ne surprinde Huawei. Nu toată lumea apreciază ceasurile mici, nu toată lumea apreciază ceasurile de domnișoară, alea de 41 sau 42 de milimetri. Unii dintre noi preferăm ceasuri bărbătești un pic mai mari și mai ales când vorbim despre smartwatch-uri, care sunt niște accesorii inteligente, poate că ne și dorim să vedem mai multe informații deopotrivă pe aceste ecrane. Un alt aspect important este partea de conectivitate a lui Huawei Watch GT 2. Pur și simplu, conectivitatea este de vârf pe acest ceas. Vine cu Bluetooth 5.1, lucru foarte important. Pur și simplu am o acoperire foarte, foarte bună din punct de vedere al conexiunii Bluetooth și asta în contextul în care telefonul pe care eu îl folosesc cu el este Samsung Note 10 Plus. În momentul în care aveam Samsung Watch, aveam o grămadă de probleme pe partea de conectivitate Bluetooth, pentru că ăla venea cu Bluetooth 4.2. Ori, acum, problemele alea sunt de domeniul trecutului, sunt o amintire. Și asta din cauza că ăsta vine cu Bluetooth 5.1 și se conectează și menține conexiunea absolut perfect cu Note 10 Plus. Mai ales că avem și GPS cu GLONASS și Galileo, avem de asemenea implicit Wi-Fi. Nu avem NFC. Pentru cei care vor NFC pe acest accesoriu inteligent, trebuie să-și cumpere varianta de China. Doar pe varianta chinezească vine NFC-ul pentru plăți. În Europa și în restul piețelor nu se regăsesc chipurile NFC. Al patrulea aspect pozitiv și unul foarte important pentru mine, asta comparativ cu absolut toate smartwatch-urile pe care le-am deținut, este partea de calitate în apelurile telefonice, în convorbirile telefonice, care este absolut excelentă. Absolut excelentă. Huawei Watch GT 2 vine cu o noutate de data aceasta pentru smartwatch-urile celor de la Huawei, și anume un difuzor incorporat, dar și un microfon incorporat, ambele de foarte bună calitate. În mod deosebit, difuzorul, care este extrem de puternic, se aude foarte tare, foarte bine, foarte clar, și comparativ cu tot ceea ce am deținut anterior, în mod deosebit smartwatch-urile de la Samsung, al cărui mare fan sunt, calitatea de pe Watch GT 2 în convorbiri telefonice este mult mai bună. De asemenea, calitatea microfonului, cel puțin din feedback-ul primit de la cei cu care am interacționat folosind ceasul pe post de, între ghilimele, telefon, a fost foarte bun. Te auzi foarte bine, efectiv te auzi ca și cum ai vorbit de pe telefon. Lucru, zic eu, extrem de important. Iar în stilul meu cotidian de utilizare, faptul că am posibilitatea să-l folosesc pe post de, între ghilimele, telefon, este un lucru foarte, foarte util. În primul și în primul rând, iar calitatea pe care o am este, dacă vreți, un bonus mult dorit și mult așteptat. Mi-aș dori ca foarte mulți dintre ceilalți producători de astfel de accesorii inteligente să urmeze calea celor de la Huawei și să îmbunătățească drastic, în cazul unora, calitatea pe apelare atunci când te hotărăști să efectuezi apeluri telefonice de pe ceas sau să preiei apeluri telefonice pe ceas. Al cincilea aspect pozitiv, e bine, astea sunt câteva lucruri care țin strict în primul și în primul rând de stilul meu de utilizare, dar este vorba în mare măsură despre funcțiile pe care le regăsești pe acest smartwatch, dar pe mine mă interesează câteva în mod particular și mă interesează asta, de exemplu, monitorizarea somnului, lucru foarte important pentru mine, pentru că monitorizez calitatea somnului întotdeauna. De asemenea, mă interesează ritmul cardiac, dar și monitorizarea nivelului de stres, printre altele. Însă acest ceas este capabil de foarte, foarte multe lucruri, de foarte multe funcții, în special pe bază de autodetecție. Hai să spunem, în momentul în care vrei să faci mișcare, să faci antrenament, să depui efort fizic, pur și simplu într-un scenariu de genul ăsta, este un ceas care este capabil să recunoască peste 120 de activități de genul ăsta.
ceea ce este foarte, foarte important pentru împătimiții de activități sportive. Din punct de vedere al trăsăturilor, sunt extrem de satisfăcut. Ai implicit SPO2-ul, adică nivelul de oxigen din hemoglobină. Lucru foarte important. Cu ultimul update de soft a fost introdusă o chestiune nouă și pentru doamne și domnișoare, și anume un fel de detector, dacă vreți, al ciclului menstrual. Da, eu n-am mai auzit de așa ceva pe un smartwatch până acum. Deci, doamnelor, domnișoarelor, asta este o trăsătură care vi se adresează exclusiv dumneavoastră. Dacă vă interesează, e bine, ăsta este ceasul care vă poate oferi o astfel de, hai să zicem, funcționalitate. Însă, în tot ceea ce înseamnă funcții, ceasul ăsta te acoperă din toate punctele de vedere, cel puțin pe partea de activități sportive, activități care implică să depui efort, de asemenea, monitorizarea de somn, care este cea mai bună, repet, cea mai bună, am spus-o încă de la prima generație de Huawei Watch GT, acum vine în varianta 2.0, deci o variantă îmbunătățită de monitorizare, este tehnologia True Sleep a celor de la Huawei, iar acuratețea datelor furnizate este una absolut excelentă. Drept este, pe ceas îți oferă doar un sumar, dacă vrei, al activităților, dar dacă intri pe telefon, în aplicația Huawei Health, acolo poți să intri să vezi o sumedenie de date și dacă ești, nu știu, obsedat de aspectele astea, poți să te apuci să lucrezi pe baza acelor date, în așa fel încât să-ți îmbunătățești radical stilul de viață, în primul rând, să-ți îmbunătățești, hai să spunem, stilul de viață în sensul în care să duci un stil de viață mai sănătos, mai benefic pentru tine. Deci, al cincilea motiv pozitiv este conglomeratul de funcții pe care acest ceas este capabil să-l ofere. Îndeosebe parte de fitness, de tracking și așa mai departe. Al șaselea motiv, fără doar și poate, autonomia bateriei acestui ceas. O baterie absolut excelentă. Excelentă, la fel cum era și pe generația anterioară de Huawei Watch GT, însă de data aceasta, ținând cont de câte trăsături în plus are acest ceas, de câte lucruri în plus știe să facă acest ceas, cu toate acestea, autonomia bateriei nu s-a schimbat. Huawei promite 2 săptămâni de autonomie, pot să garantez și să certific acest aspect cu stilul meu de utilizare, cu funcțiile pe care eu le folosesc, cu monitorizarea de stres, de ritm cardiac 24/24 activă, cu monitorizarea de somn, cu apeluri telefonice, cu zeci de notificări, dacă nu sute, în fiecare zi pe ceas, pe mine bateria mă ține fenomenal de bine. În momentul de față eu mai am 16%, cred, da, 16% baterie, iar ceasul l-am încărcat ultima dată acum 11 zile. Propriu-zis, a fost prima dată când l-am încărcat după achiziție. Deci, de 11 zile, ceasul meu funcționează pe o singură încărcare de baterie, cu acești 16% garantat trec de ziua de astăzi și garantat obțin și ziua de mâine, fără să îmi fac griji că nu duce până la sfârșitul zilei de mâine. Deci, din punctul meu de vedere, livrează din plin pe partea de autonomie. Asta în condițiile în care ceasul ăsta vine și cu display ambiental mai nou, deci poți să-l utilizezi și ăla, dar te avertizează cei de la Huawei că dacă îl activezi, bateria se va înjumătăți. Eu nu-l folosesc pentru că nu am nevoie, dar, repet, cu toate funcțiile active pentru mine și pentru stilul meu de utilizare, obțin acele 2 săptămâni. În plus, bateria se încarcă destul de rapid, într-o oră și jumătate de la 0%. O chestie pe care am testat-o, crezând că poate totuși, dar nu a funcționat. Am vrut să văd dacă pot să reîncarc ceasul ăsta cu ajutorul lui Samsung Galaxy Note 10 Plus, care vine cu reverse wireless charging. Însă, din păcate, nu funcționează, deci dacă deții un smartphone Samsung și vrei să folosești această trăsătură,
ca să-ți reîncarci ceasul, te anunț că nu funcționează. Eu am încercat, am vrut să văd dacă funcționează. Se pare că există o incompatibilitate din punct de vedere al încărcării. Drept urmare, asta este, nu mă deranjează. În orice caz, din punct de vedere al autonomiei, Huawei Watch GT2 deține de departe cea mai bună autonomie de pe piață din acest segment de produse. Să ai un ceas inteligent cu o sumedenie de funcții și cu o sumedenie de trăsături care să-ți ofere 2 săptămâni de autonomie, iar apropo, dacă dezactivezi monitorizarea de ritm cardiac, de stres și așa mai departe și alte chestii, cei de la Huawei îți promit până la 30 de zile de autonomie. Zic eu, este absolut ridicol și sper ca cei de la Huawei să continue tot pe această linie, cel puțin în materie de smartwatch-uri, pentru că astea mă interesează pe mine în momentul ăsta. Al șaptelea aspect pozitiv este, așa cum am zis, detecția de activități, pe care am amintit-o adineori. Pur și simplu funcționează foarte, foarte bine și până acum, din ceea ce am observat eu, este la același nivel cu ceea ce oferă și alți competitori din acest segment de piață. Foarte bine, foarte multe și o chestie pe care am observat-o și de lăudat pentru cei de la Huawei este că la fiecare update de soft pe care îl eliberează pentru acest produs, adaugă trăsături noi, adaugă lucruri noi care funcționează și funcționează bine. Drept urmare, ăsta este un alt aspect pozitiv, detecția de activități, modul în care o face și informațiile pe care ți le oferă deopotrivă. Al optulea este tot o chestie pe care am amintit-o și anume update-urile de soft care vin cu trăsături noi, cu funcționalitate nouă. Reamintesc aici, de exemplu, ultimul update, am mai vorbit despre el, în care s-a introdus, hai să zicem, detecția aia de ciclu menstrual, dar deopotrivă a adus și un buton de captură care îți permite să folosești acest ceas pe post de telecomandă și să-ți controlezi telefonul Huawei de data aceasta în momentul în care utilizezi camerele sale. Vrei să faci captură de la distanță, nu știu, nu vrei să ții telefonul în mână sau îl ții pe un trepied, dar poți să-l controlezi de la distanță. Chestia însă care funcționează doar cu smartphone-urile de la Huawei, nu funcționează cu smartphone-uri de la alte companii. Sincer să fiu, nu cred că asta reprezintă o problemă majoră, pentru că și pe Samsung Galaxy Watch am avut o aplicație de genul ăsta descărcată din Galaxy Store și care funcționa doar cu telefoanele celor de la Samsung. Deci nu i-aș blama pe cei de la Huawei că își implementează trăsături care să fie utilizate tot cu produsele lor, pentru că și cei de la Samsung fac la fel și alte companii deopotrivă fac exact același lucru. Ar fi fost fain, ar fi fost interesant să fie o telecomandă universală, dacă vreți, însă nu este, dar nici nu mă deranjează foarte tare. Însă lucrul important de reținut este că în fiecare update nou de software, cel puțin dintre cele pe care eu le-am primit pe acest ceas în 2 săptămâni și jumătate, am avut surpriza de a beneficia de trăsături și de lucruri noi. Următorul aspect pozitiv, și ăsta a figurat și în clipul cu aspecte negative, dar am făcut precizarea încă din clipul respectiv, este LiteOS, sistemul de operare al celor de la Huawei. LiteOS, care este un sistem de operare extrem, extrem de ușor, exact așa cum spune și denumirea. Un sistem de operare care este foarte aerisit și care, zic eu, ar mai avea nevoie de niște îmbunătățiri, cel puțin pe partea de tranziții, pe partea de animații, dar și pe partea de customizare și de trăsături noi care trebuie să adăugate. Și aici reamintesc iarăși problema mea principală cu widget-urile, pentru că nu poți să-ți adaugi widget-uri decât cele preexistente, de exemplu. Și nici nu poți elimina, de exemplu, widget-urile deja existente pe ceas. Lucru care mă deranjează, pentru că, de exemplu, eu nu folosesc widget-ul de vreme. Aș vrea să-l elimin, să elibereze ecranul, nu pot. Nu utilizez widget-ul pentru music player, aș vrea să-l elimin, nu pot. Însă, în rest, LiteOS comportă foarte multe aspecte pozitive, în sensul în care oferă exagerat, extrem de multe trăsături comparativ cu sisteme de operare mult mai complexe, de exemplu Android Wear sau de exemplu Tizen OS de la Samsung,
dar zic eu și cu sistemul de operare al celor de la Apple, când vine vorba despre Apple Watch. Pentru mine, LightOS este un sistem de operare care funcționează foarte ok și raportat la faptul că se dorește a fi o variantă ușoară care să nu pună presiune pe CPU și pe GPU, zic eu, oferă foarte multă funcționalitate și foarte multe trăsături. Se poate îmbunătăți, îmi doresc să văd aduse îmbunătățiri, însă, așa cum am spus și în clipul trecut, reprezintă, hai să zicem, și un aspect pozitiv și un aspect negativ deopotrivă acest LightOS. Pentru ceea ce este momentul de față, este ok, dar se poate mult mai bine. Iar ultimul aspect pozitiv din punctul meu de vedere legat de acest ceas, ținând cont de toate lucrurile pe care le-am menționat, ținând cont de absolut tot ceea ce am vorbit, este desigur prețul de achiziție al acestui Huawei Watch GT2. Eu am plătit pe acest ceas, drept este, l-am luat la promoție, la Black Summer Friday, ceva de genul, nu mai știu, de pe Evomag, dacă nu mă înșel, în urmă cu 2 săptămâni și jumătate, la prețul de 799 de lei. Varianta de 46 de mm, varianta Classic, preț absolut excelent în condițiile în care la Orange, același ceas, mă costa 1250 de lei. Iar în alte părți mă costa 1150-1200. În fine, repet, l-am luat la promoție, la Black Summer Friday sau nu știu cum se numea la Evomag. Eu mă raportez la prețul la care l-am achiziționat eu. Deci din punctul meu de vedere, pentru tot ceea ce oferă acest smartwatch, pentru toate trăsăturile, pentru design, pentru calitatea construcției, pentru puterea de procesare, pentru că vine cu procesorul Kirin A1 la interior, un procesor făcut special pentru platforma asta de wearable a celor de la Huawei, ținând cont de tot, construcție, calitate, display, calitate audio în apeluri telefonice și așa mai departe, ținând cont implicit de aspectele negative sau mai puțin pozitive, prețul este absolut excepțional. Asta comparativ cu prețurile concurenței. Să fie cu iertare, dragă Samsung, îmi ești dragă, dar totuși 470 de euro pentru Samsung Galaxy Watch 3, de ce m-aș duce să dau 470 de euro pe așa ceva? Adică, nu știu cât e, sare în orice caz de 2000 de lei. Cred că e undeva în zona de 2200 de lei. Păi de ce să mă duc să iau așa ceva când pot să iau două ceasuri de genul ăsta și tot îmi rămân bani? De ce m-aș duce să iau un Apple Watch care de asemenea sare de 2000 de lei când exact aceeași chestie enunțată și anterior? Deci din punct de vedere al prețului, extrem de competitiv, extrem de bun, și dacă l-aș fi luat la prețul întreg, la 1250 de lei, și tot ar fi fost o afacere excelentă raportat la ceea ce știe să facă, ce nu știe să facă și mai ales la competiție. Astea sunt cele 10 aspecte pozitive din punctul meu de vedere, referitoare la Huawei Watch GT2, varianta de 46 de mm clasic, un ceas absolut excelent, pot să zic, după 2 săptămâni și jumătate de utilizare, foarte multe lucruri interesante, foarte multe lucruri bine făcute, încă mai există lucruri care pot fi îmbunătățite, dar cert este că acest ceas mă face să aștept cu foarte mare interes lansarea din octombrie a lui Watch GT3, asta în condițiile în care pe ăsta l-am cumpărat ca să-l folosesc un an de zile. Însă, pentru cei interesați și care nu vor dori să achiziționeze ultima dudă în materie de smartwatch-uri a celor de la Huawei, ăsta rămâne o recomandare absolut excelentă. Astea sunt 10 aspecte pozitive. Voi puteți să găsiți mai mult de 10 sau mai puțin de 10. Sunt 10 aspecte pozitive din punctul meu de vedere, ca și utilizator, ca și proprietar al acestui accesoriu inteligent. Nu trebuie să fim de acord, putem să fim și în dezacord. Însă eu întotdeauna în clipurile mele povestesc lucruri care țin de stilul meu de utilizare și de specificul meu de consumator. Drept urmare, ne vedem într-un clip viitor. Ca întotdeauna, națiune, îți mulțumesc pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru atenție și, ca de obicei, îți urez toate cele bune.